Scături miez de noapte în municipiul Bălți. Un bărbat în vârstă de 34 de ani a tras de câteva ori dintr-un pistol în barul care se distra. Potrivit oamenilor legii, individul era în stare de ebrietate, iar conflictul s-a escat între el și alte câteva persoane din local. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. După incident, bărbatul a părăsit barul, dar a fost reținut la scurt timp de polițiști. El și-a recunoscut fapta și este cercetat penal pentru huliganism. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 7 ani.